Doamnelor și domnilor, bun găsit la jurnalul Accent TV, sunt Daniela Gapșa și vă prezint știrile. Iată titlurile ediției. Scene de cruzime rare la Bălești. Directorul german de la CEO a mers în cariere. Un petroșenean va fi cetățean de onoare al Târgu Jiului. Societatea Ghiocela din Motru continuă tradiția. Scene de cruzime rară au avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în comuna Bălești. Un bărbat a fost bătut și biciuit crunt minute în șir de către alții trei bărbați. Acesta a obținut certificat medico-legal și spune că va merge în instanță pentru a-i se face dreptate. Un tânăr din Bălești a postat pe Facebook fotografii în care apare lovit și plin de sânge după ce a fost bătut cu bestialitate. Agresiunea ar fi avut loc vineri, dar nici până acum nu s-au luat măsuri. Eu am văzut pe agresori, bineînțeles că nu știam, în momentul ăla nu erau agresori, pentru că habar n-aveam ce au de gând, eram chiar prieten cu unii din ei, m-am dus și am salutat, fără să bănuiesc ce o să întâmple. Și în momentul ăla m-a sunat prietena la telefon, am vorbit cu ea la telefon și au început să m-au atacat. Martorii spun că am căzut jos, eram cu telefonul, am întins mâna după telefon să-l iau, am vrut în momentul ăla să apelez 112 pentru că am realizat ce se întâmplă, în momentul ăla au început să dea în mine, m-au călcat pe mână, nu știu cine, se și vede, se vede că m-au călcat pe mână, au văzut și medicul legist lucrul ăsta, mi-a luat telefonul. În momentul acesta mai aveți un martor? Da. Martor? Este băiatul care a fost cu mine, care m-a și luat de jos să mă duc acasă și n-am apucat să facem 50 de metri, au venit iară după noi. Și ne-au prins acolo, iar ne-au bătut. Este proprietarul magazinului, care de altfel l-a și ridicat pe unul din agresori, de pe mine, sau am înțeles că s-a întors și la el, sub martorii, s-a întors și la el să-l... Am înțeles că a și depus plângere, nu știu dacă a depus plângere la poliție sau ce a făcut, sau dacă i s-a luat de... Aveți certificat medico-legal, câte zile? Am certificat medico-legal de 15 zile. Luca Adrian Puiu, de 35 de ani, a fost bătut și biciuit chiar în centrul comunei Bălești, lângă două magazine. Trebuie să merg să-mi fac examen oftalmologic, trebuie să merg să mă operez de la nas, pentru că am fractură piramidală nazală și trebuie să mi se facă și un control la dantură. Aveți probleme cu dantura? Bineînțeles, dar sunt și pozele puse pe Facebook, un dinte deja... Da? Aveți doi dinți lipsă? Da, doi dinți lipsă și al treilea deja e... Sunteți lovit pe corp, ne puteți arăta? În afară de pozele pe care le-am postat... Și vă dați seama, deja aproape o săptămână de când s-a întâmplat evenimentul. Deci astea sunt loviturile date cu biciu, cu... Se mai vede și aici, da? Vă teme să întâi viața dumneavoastră? La ce bătaie v-ați luat? Păi da, am un copil de 3 luni. Sunt căsătorit nelegitim, că de-am spus prietena, n-am spus soția. Și bineînțeles că i-am trimis la soacra mea. Temeți pentru soție și pentru... Asta, pentru că eu nu puteam să-i las aici. Tânărul spune că acum se teme pentru viața copilului de 3 luni și a soției sale. A spus că a fost bătut cu biciu și cu picioarele? Da, da. Biciu, picioare în cap. Mi-au spus că au sărit unul din ei a sărit cu picioarele în cap și am înțeles că cel care a sărit cu picioarele în capul meu deja mai are antecedente. Am înțeles că a înjunghiat pe cineva de prin ceaură, nu știu, un cuțit în picior, nu știu. Aveați probleme cu cineva, v-ați certat cu cineva? O conversație telefonică cu vreo 3 zile în urmă cu o rudă. Cu o rudă de-a lor. Ca apoi a doua zi tot era ok. M-au sunat din Germania. Altercație, v-ați înjurat? Ce ați făcut? A avut o altercație verbală la telefon. Adică n-au fost schimburi de replici. Aia a fost cu o zi în urmă, a doua zi m-au sunat. Lasă-mă că tot e ok, nu s-a întâmplat nimic. A fost o neînțelegere aici între noi. Spuneau acolo în Germania și ok, am vorbit cu ei până au trecut vama. Deci erau prieteni, deci habar n-aveam ce să mi se... Ați făcut plângere la parchet? Am fost la avocat și mi-a zis că deocamdată să nu merg la parchet, că mergem să vedem ce au rezolvat domnii polițiști. Tânărul este hotărât să-și găsească dreptatea în instanță. Trei tineri din Roșiorii de Vede, județul Telorman, au fost reținuți după ce au încercat să fure dintr-o stație GPL din comuna Plopșoru. Aceștia s-au ascuns de oamenii legii, dar au fost prinși într-o pădure din Țicleni.
Cei trei au oprit la stația GPL din Plopșoru, iar în timp ce unul dintre tineri purta discuții cu angajata societății pentru a-i distrage atenția, un altul a pătruns în cabina stației pentru a sustrage încasările din casa de bani. Aceștia și-au recunoscut faptele. Ce ați făcut? Ați vrut să furați? Am vrut să furăm, dar am furat. Și de ce n-ați furat? Păi nu am putut. De ce ați fugit de polițiști? M-ați speriat atunci când a tras forma? Tinerii au fost reținuți, iar joi au fost prezentați în fața procurorilor. Polițiștii în cadrul poliției orașului Turceni au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă Alipe J. Gorj trei tineri de 17, 18 și 24 de ani, toți din municipiul Roșiorii de Vede, județul Teleorman, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de tentativă de furt calificat. Cei în cauză ar fi încercat să sustragă încasările unei stații GPL de pe raza comunei Plopșoru, însă au fost surprinși de o terță persoană care a sesizat organele de poliție. Cei trei tineri teleormăneni sunt acum cercetați pentru tentativă de furt calificat. Directorul de origine germană din cadrul complexului energetic Oltenia a vizitat miercuri carierele din bazinul Motru și de această dată a fost însoțit de soția sa, care a fost prezentă în carieră tot pe post de translator. După vizita în carieră a plecat dezamăgit de starea în care arată unitățile din Gorj. Klaus Liders, directorul Diviziei Strategie Dezvoltare a CE Oltenia, a văzut carierele Roșiuța și cariera Lupoaia. A discutat cu șefii carierelor despre problemele cu care se confruntă și de necesitățile pe care le au. Am avut o întâlnire cu domnul director Liders de la Complexul Energetic Oltenia. La inițiativa sindicatelor din Motru, domnul Liders a participat la o întâlnire cu conducerile din mineritul din Motrean și domnul Roșca a insistat să particip și eu. Eu am insistat la domnul Roșca să particip și eu la această întâlnire, pentru că și eu am câteva probleme pentru comunitate. Și primarul din Motru, Gigel Gianu, l-a însoțit în unitățile miniere. Până acum două luni, Gianu era inginer de producție la cariera Roșiuța. Primarul Motrean i-a cerut să urgenteze procedurile pentru ca în patrimoniul municipiului să ajungă clădirile fostelor mine. Am găsit mare deschidere la domnul Liders. Am vorbit despre terenurile și clădirile care ne interesează pe noi. Le-am arătat, le-am vizitat și am convingerea că voi avea tot sprijinul pentru a intra în posesia, într-un fel sau altul, a acestor terenuri și clădiri, ca să putem să oferim posibilor investitori ceva și să creăm locuri de muncă în zona Motru. Klaus Lider s-a angajat în fața celor prezenți că va încerca să rezolve din problemele cu care se confruntă carierele Complexului Energetic Oltenia. Vești bune de la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Posturile de registrator medical din cadrul spitalului au fost scoase la concurs. De marți au început și înscrierile pentru cei care doresc să lucreze în unitatea spitalicească. Este vorba de 18 posturi de registrator medicali pentru majoritatea secțiilor. Spitalul Județean de Urgență caută 18 registratori care să introducă electronic datele pacienților. Această muncă era făcută până acum de asistenții medicali, lucru care le ocupa din timpul pe care trebuia să-l dedice meseriei. Concursul este programat în perioada 20-23 septembrie. La solicitarea medicilor și din tot spitalul s-au scos un număr de 18 posturi de registrator medical care vor fi împărțiți câte unul pe două sau trei secții, astfel încât să acopere tot necesarul pe care îl avem la nivelul spitalului. Deci s-au scos un număr de 18 posturi și concursul va fi unul singur, va fi organizat în data de 20 septembrie proba scrisă și 23 septembrie proba de interviu oral. Conducerea spitalului se așteaptă la o concurență acerbă, având în vedere experiența anterioară când pe un singur post s-au înscris 40 de persoane. Din acest motiv, examenul nu se va desfășura în spital. Probabil că va trebui să închiriem o sală să derulăm concursul altundeva decât în Spitalul Județean, dat fiind probabilitatea de a avea un număr foarte câte unul pe două sau trei secții, astfel încât să acopere tot necesarul pe care îl avem la nivelul spitalului. Deci s-au scos un număr de 18 posturi și concursul va fi unul singur, va fi organizat în data de 20 septembrie proba scrisă și 23 septembrie proba de interviu oral.
Conducerea spitalului se așteaptă la o concurență acerbă, având în vedere experiența anterioară, când pe un singur post s-au înscris 40 de persoane. Din acest motiv, examenul nu se va desfășura în spital. Probabil că va trebui să închiriem o sală să derulăm concursul altundeva decât în spitalul județean, dat fiind probabilitatea de a avea un număr foarte mare de candidați care să nu încapă nicio sală pe care o avem noi la dispoziție. Registratorii își vor intra în activitate la Spitalul Județean începând cu 1 octombrie. De la farmacie direct la primărie. Vorbim de noul viceprimar al comunei Văgiulești, Andreea Mișcodan, care și-a propus să schimbe imaginea comunei. Andreea Daniela Mișcodan are 33 de ani și este căsătorită cu un fost consilier local de la Motru. Împreună au două fetițe. Viceprimărița anunță că vrea să dea un nou aspect comunei pe care acum o conduce. Este ceva nou pentru mine. Am în vedere că eu vin din cu totul alt domeniu, din domeniul farmaceutic, sunt farmacist de meserie. Este ceva nou, este o provocare, am decis să o accept și sper cu ajutorul Dumnezeu să o duc la îndeplinire, să facem lucruri cât mai bune pentru oameni. Chiar dacă viceprimărița este din alt partid decât cel din care face parte primarul, cei doi spun că se înțeleg de minune. Mă bucur de un parteneriat foarte bun cu doamna viceprimar. Cred că e o persoană destul de sociabilă, atât cât mi-am dat seama până în prezent, și cred că facem o echipă completă și bună, în special în interesul cetățeanului, că până la urmă, aici, când am pornit pe acest drum, trebuie să dăm puțin la o parte lucrurile politice și acțiunile politice, pentru că suntem în slujba cetățeanului. Nu am avut niciun fel de probleme cu dânsa, chiar am identificat foarte multe lucruri compatibile. Cei doi aleși locali vor conduce Comuna Văgiulești în următorii 4 ani. Avram Iancu, românul care a traversat canalul Mânecii în notă pentru a atrage atenția asupra operei brâncușiene cu mințenia pământului, va deveni cetățean de onoare al municipiului Târgu Jiu. Performanță demnă de cartea recordurilor. Avram Iancu, sportivul din Petroșani, a reușit să traverseze canalul Mânecii după 18 ore de not continuu. Acesta a spus la final că a luptat pentru una din valorile românești, făcând referire la opera brâncușiană cu mințenia pământului. Am făcut-o! Primarul municipiului Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, a declarat miercuri că se gândește să-l recompenseze pe sportiv, oferindu-i titlul de cetățean de onoare al municipiului Târgu Jiu. Am discutat această problemă. Rămâne să vedem sub ce formă vom veni ca să recompensăm eforturile și gestul pe care l-a făcut acest om pentru a ne atrage atenția în ceea ce privește cumpărarea operei lui Constantin Brâncuș. Sportivul de 40 de ani din Petroșani a devenit luni primul român care a traversat canalul Mânecii fără costum de neopren. Societatea Ghiocela din municipiul Motru continuă tradiția și organizează și anul acesta un turneu de tenis de picior. La competiția sportivă din perioada 1-5 septembrie vor participa și sportivi din județele vecine. Câteva zeci de sportivi s-au înscris până acum la cel mai mare turneu de tenis de picior organizat la nivelul județului. Va fi o competiție pe echipe și este dedicată numai seniorilor. Organizăm un turneu de tenis cu piciorul între 1 și 5 septembrie. Câți participanți vom avea? Organizat de Ghiocela, participanți 8 echipe până acum înscrierile, se fac până pe data de 1. De unde avem participanți? Motru și Strehaia deocamdată. Sportivii din zona au avut numai cuvinte de laudă în ceea ce privește condițiile de joc pe terenurile amenajate de Ghiocela. Jucăm aici din anul 2006, de când s-a înființat terenurile. Aceste terenuri sunt de calitate foarte bună, au fost apreciate și de ceilalți competitori care au venit din celelalte județe și mai ales că aici noi practicăm acest sport din dragoste, cu plăcere și mai ales că există gratuitate la acest teren. Jucăm în timpul liber, atât timp cât avem, nu plătim nicio taxă, niciun ban. Cei mai buni sportivi din cadrul turneului de fotbal-tenis vor fi recompensați de organizatori. Comuna Prigoria nu are un cămin cultural. Chiar dacă în cele 7 sate componente se desfășoară acțiuni culturale, acestea au loc în aer liber sau la școală. Primarul Comunei Prigoria, Iuliana Iliescu, spune că vrea să rezolve și această problemă.
Comuna Prigoria este singura localitate din județ în care nu există un cămin cultural. Primarul Iuliana Iliescu spune că este o investiție necesară pentru locuitorii comunei. Nu avem nici cămin cultural, doamna Daniela. Există un proiect de cămin cultural, dar nu a fost depus nicăieri. Rămâne și acesta un studiu și de viitor. M-aș gândi ca să pot realiza în timp util evenimente culturale la o sală de evenimente. Mi-au solicitat oameni de afaceri concesionarea de teren pentru instalarea cortului pentru evenimente, așa cum se poartă acum. Și cred că până la construcția căminului cultural voi recurge la această soluție. Până la realizarea unui cămin cultural în care să se desfășoare activitățile culturale, primarul spune că va accepta propunerea unor investitori care vor să realizeze o sală de evenimente. Nu a fost niciodată cămin cultural în Prigoria. Acesta este incredibil, deci niciun sat nu a avut niciodată un cămin cultural. Nu am avut, bine, acum 50 de ani la Negoiești, dar nu e cazul să mai vorbim despre el. Dar un cămin cultural, așa cum au celelalte primării și care ar fi atât de necesar evenimentelor culturale, nu avem. Actuala conducere a primăriei vrea să rezolve această problemă, dar în timp, deoarece acum sunt alte priorități. Doamnelor și domnilor, acesta a fost jurnalul Accent TV. Sunt Daniela Gapșa, vă mulțumim pentru atenție, rămâneți în continuare alături de noi.